Rugăciune care este făcută în așa fel încât Dumnezeu ascultă rugăciunea. Am sigur că trebuie să înțelegem înainte de a discuta orice despre acest text că Dumnezeu ascultă rugăciunea doar în funcție de suveranitatea Lui. E una dintre tensiunile. Imposibil de explicat ale scripturii. Nu ar trebui să credem că noi, cu rugăciunile noastre, am putea schimba ceva din voia lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu, din cursul istoriei. Atunci când am predicat despre rugăciune și am încercat să o definesc, am arătat că ceea ce rugăciunea, în esența ei, este reprezintă, de fapt, dependența noastră totală de Dumnezeu. Nu că noi am dorit ca Dumnezeu să schimbe ceva, să facă altceva, nu că am dorit să schimbăm planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, nu că am dorit să se facă ce ne dorim noi, nu ce își dorește Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că dacă vorbim de condiții, vreau să vă spun că nimeni nu poate pune condiții lui Dumnezeu. Sau, dacă veți și mai clar, nimeni nu-l poate convinge pe Dumnezeu să facă ceva sau să nu facă ceva.